Florin Câțu este în mare pierdere de viteză în cursa pentru președinția PNL, care va avea scrutinul în toamnă. De ce? Pentru că, pe de o parte, se erodează la guvernare prin prostile din ce în ce mai numeroase pe care le fac miniștrii săi și el însuși, iar pe de altă parte nu reușește în interiorul partidului să compenseze aceste eșecuri prin diverse pomeni financiare, printr-o împărțire clasică a cașcavalului, așa cum ne-a obișnuit fiecare prim-ministru. Pur și simplu, Câțu împarte cașcavalul fără să se priceapă, fără să negocieze, fără să condiționeze. De aceea va pierde în fața lui Ludovic Orban, dacă lucrurile continuă așa.